Centrul județean de transfuzie sanguină Călăraș a avut deschis în ultimul weekend din luna august. Conform informațiilor oferite de către reprezentanții instituției, 8 persoane s-au prezentat și au donat sânge. În medie, într-o zi normală de lucru, la sediul centrului de transfuzii se prezintă 12 persoane. Având în vedere contextul epidemiologic actual, imposibilitatea efectuării de colecte mobile și scăderea numărului de donatori, Centrul Județean de Transfuzii Sanguină Călăraș anunță donatorii județului că programul de donare de sânge se va prelungi în fiecare ultimă sâmbătă din lună, după programul normal, între orele 8-14. Astfel, locuitorii județului sunt așteptați să vină să doneze sânge în ultimul weekend din septembrie pentru a putea face față tuturor solicitărilor spitalelor din județ. Donatorii beneficiază de șapte etichete de masă în valoare de aproximativ 70 de lei, de contarea transportului în comun, o zi liberă de la locul de muncă în ziua donării și analize gratuite.